Bună, Elena sunt. Astăzi vă voi arăta cum vom continua această orhidee. Deci, în videoul trecut am făcut aceste trei petale și aceste două. Astăzi vom lucra la label și frunzuliță. Deci, astăzi voi lucra cu această nuanță. Vom mai avea nevoie de fir metalic, farfecă și croșetă. Așa. Deci, pentru label avem nevoie să facem 8 ochiuri de lanț. Așa, deci, facem 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 8. Așa, am făcut 8 ochiuri de lanț. Acum facem un picioruș scurt. Din al doilea ochi facem un picioruș scurt. Așa, un picioruș scurt. 4 duble reduse în următoarele. Deci facem 1, dăm după croșetă, scoatem firul, tragem pe toate 3, 2, 3 și 4. Așa. Am făcut. Acum facem 2 duble reduse în același loc. Deci facem 1 și 2. Acum, aici în capăt, vom face 5 piciorușe duble. Deci facem, dăm după croșetă, tragem firul, scoatem o dată și încă o dată. Așa. Deci trebuie să facem 5. Am făcut 1, 2, 3 4 5. Așa, acum vom face simetrie, cum am făcut până aici, așa vom face partea cealaltă. Facem 2 duble reduse în același loc, 4 duble reduse și un picioruș scurt. Așa, eu am ajuns la finish. Acum vom face cu un picioruș alunecat de aici, de unde am început. Așa. Nu, stați că nu s-a. Așa. Așa. Acum începem următorul rând. Facem un ochi de lanț, facem două piciorușe scurte, 1, 2, așa. Apoi vom face patru piciorușe duble reduse. Deci facem 1, 2, 3, 4. Așa am făcut. Așa, acum vom face 3 de 3 ori câte 2 duble în același loc. Ok. Deci facem 1 dublu, 2 dublu în același ochi. Am făcut o dată. Deci facem iară 1 dublu, 2 dublu. Am făcut a doua oară. Și mai facem o dată. 1 și 2 dublu. Acum aici facem 3 duble la mijloc. Deci facem 1, 2, în același loc. 3. Acum vom face simetrie, cum am făcut pe partea aceasta, așa vom face partea cealaltă. Deci facem de 3 ori câte 2 duble, 4 duble reduse, 2 piciorușe scurte. Ne întâlnim în capăt. Așa, deci am ajuns în finish. Deci voi face cu un picioruș alunecat. De aici de unde am început.
Așa. Deci am făcut un piciorușa alunecat, acum ne întoarcem pe următorul rând. Vom face un ochi de lanț, 4 piciorușe scurte, deci facem 1, 2, 3, 4. Așa. Facem un picioruș dublu redus. Deci facem unul dublu redus. Două duble reduse în același loc. Deci facem două duble reduse în același loc. 1, 2. Așa. Două duble în același loc. Deci facem 1. 1, 2. Așa, am făcut două duble. Acum facem 1 dublu. 1 dublu. Așa. Acum vom face de 5 ori câte două duble. Deci 1, 2, 3, 4, 5, da? Așa, deci facem 5 ori, da? Deci facem 1, dublu, 2, 2 duble, da? Asta e o dată. Iar facem 1, în același ochi, 2, 2 ori am făcut. Iarăși facem 1, în același ochi, 2. Am făcut 3, da? Vedeți? Se vede. 1, 2, 3. Câte 2? 5 trebuie să facem. Deci mai facem încă 2. Așa. Acum la mijloc facem 3. 3 duble. Deci facem 1 în același ochi. 2 și 3. Gata. Acum facem simetrie. De 5 ori facem duble. Urmă 1 dublu separat, 2 duble în același loc, 2 duble reduse, 1 dublu redus, 4 piciorușe scurte. Deci ne întâlnim în capăt. Așa, deci eu am finisat. Acum vom face cu un picioruș alunecat de aici de unde am început. Deci facem un picioruș alunecat. Gata, am făcut. Acum trebuie să introducem firul metalic. Așa. Deci, vom introduce firul metalic aici. Așa, lăsăm un pic mai lung. Facem un ochi de lanț. Așa, și vom face 5 piciorușe scurte. Deci facem 1, 2, 3, 4, 5. Așa, am făcut 5 piciorușe scurte, 1 dublu redus. Facem următorul 1 dublu redus. 2 duble în același două duble în același ochi de 31 de ori. Da? Deci facem 1 2. Am făcut o dată. 3, 4, am făcut 2 ori. Deci, dacă 31 de ori, înseamnă că 62 de ochi de duble, de ochiuri duble, da? Câte 2, vedeți? Câte 2 până ajungem aici, cred că da. Așa, deci am făcut de 31 de ori. Acum fac un picioruș dublu redus și 5 piciorușe scurte. Deci fac 1, 2, 3, 4,
Și 5. Așa. Am făcut și 5. Am finisat. Acum facem cu un piciorul alunecat aici, de unde am început. Aici o vom aranja cum ne place nouă. Așa. Firul metalic l-am tăiat. Acum ce vom face? Facem un ochi de lanț. În urmă, aici, Iana, facem un picioruș scurt. Și deci, în fiecare facem 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Și următorul facem un picioruș scurt. Iarăși, 1, 2, 3, un picioruș scurt. Iarăși, 1, 2, 3, un picioruș scurt. Deci așa vom face până ajungem aici la finish. 3 piciorul, ce 3 ochiuri de lanț, 2, 3, un picioruș scurt. Deci ne întâlnim în capăt. Așa, deci am ajuns aproape la finish. Deci fac iarăși 1, 2, 3. Așa. Picioruș. Iarăși 1, 2, 3, picioruș scurt și facem cu un picioruș alunecat. Așa. Și gata, am finisat. Așa. Uitați-vă așa, trebuie să vi se primească, da? Acum vom face acest mijloc alb. Deci să trecem la treabă. Așa, voi folosi această nuanță albă. Deci și facem 5 ochiuri de lanț. Unu, doi, trei, patru, cinci. Așa. Acum facem 3 piciorușe scurte. Din al doilea ochi facem 3. Unu, doi, trei. Așa, acum aici în vârf vom face 3 piciorușe scurte în același loc. Deci facem 1, 2, 3. Așa, am făcut 3 piciorușe scurte. Deci facem iarăși 3 piciorușe scurte în următoarele. Deci facem 1, 2, 3 și aici în capăt iarăși vom face 3 în același loc, da? Deci facem iarăși 1. Ai. 2, 3, gata, am făcut. Facem un ochi de lanț și vom face mai departe. Deci facem 12 de jur împrejur, 12 piciorușe scurte de jur împrejur. Deci facem 1, 2, 3, facem 12 de jur împrejur.
Așa, acum vom face cu un piciorul alunecat. Așa, am făcut. Deci trebuie să vă primească așa un circuleț rotund. Așa. Deci, așa trebuie să facem trei rânduri. Deci facem iarăși un ochi de lanț și iarăși 12 piciorușe scurte. Deci 1, 2, 3, 4, deci facem 12, da? Așa, deci mai facem un rând câte 12, da? Deci, așa trebuie să vi se primească, da? Ca un, uite așa, un rotund, un circuleț. Așa, acum ce vom face, da? Facem un ochi de lanț. Așa, facem 4 piciorușe scurte. Deci facem 1, 2, 3, 4. Acum vom face două împreună, da? Deci, introducem aici, scoatem firul și nu-l tragem. Nu tragem pentru toate două, lăsăm pe croșet. Și în următorul, iarăși scoatem firul și acum vom trage pentru toate trei. Așa, am încheiat două ochiuri, da? Acum iară facem patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Și iarăși vom proceda așa. Deci facem iarăși 1, un ochi și nu-l scoatem. Și în următorul, iarăși facem 1. Acum toate 3. Gata. Și acum o face cu un piciorul și alunecat de aici de unde am început. Așa. Acum vom face un ochi de lanț. Și iarăși 3 piciorușe scurte. Aici de acum vom face 3 piciorușe scurte. Deci facem 1, 2, 3 și iarăși vom scoate prin 2. Da? Așa. Iarăși 1, îl lăsăm pe croșetă, 2 și prin toate 3. Așa. Iarăși vom face 3 piciorușe scurte, deci facem 1, iarăși 2 și 3. Și iarăși trebuie să facem 2, să le încheiem, da? Deci facem 1 și încă o dată. Încă o dată. 2 și prin toate 3. Gata, am ajuns la finish. Facem cu un picioruș alunecat, un ochi de lanț și tăiem firul. Gata, am finisat-o. Deci, așa este acest mijloc. Îl încleiem la mijloc. Deci, trebuie să-l încleiem aici. Uitați-vă așa. Acum vom trece la frunze. Deci, pentru frunze avem nevoie de 31 de ochiuri de lanț. Deci, facem 31 de ochiuri. 1, 2, 3, 4 până la 31. Așa, am făcut 31. Acum facem un picioruș scurt. Așa. Un picioruș dublu redus. Un picioruș dublu.
Deci un piciuruș dublu. Două piciorușe duble reduse în același lucru, loc. 1. 2. Așa, acum vom face 21 duble, da? În fiecare. Deci facem 1. 2, 3, 10 până la 21. Așa, mai departe vom face 3 duble reduse. Deci facem 1. 2, 3, așa, acum două scurte, două piciorușe scurte, deci facem 1, un picioruș scurt și al doilea aici în capăt, facem un ochi de lanț. Și ne întoarcem pe partea cealaltă, da? Facem simetrie. Facem două piciorușe scurte. 1, 2 și urmează 3 duble reduse, 21 duble, 2 duble în același loc, 1 dublu, 1 dublu redus și 1 scurt. Deci ne întâlnim în capăt. Așa, deci am ajuns la finish, acum fac un picioruș alunecat. Și gata, am finisat. Acum, următorul rând, facem două piciorușe, facem un ochi de lanț. Facem două piciorușe scurte. Deci facem 1 2 Așa, un picioruș dublu redus. În următorul, da, în următorul facem două duble reduse în același loc. Deci facem 1, 2, dublu redus în același loc. Așa, acum facem iarăși 1 dublu redus. Așa, acum vom face 1 dublu. 1 și 2 duble în același loc. Deci facem 1, 2. Și asta am făcut-o odată. Trebuie să facem de 8 ori. Deci iarăși. Facem 1 dublu, 2 duble în același loc. 1, 2. Așa, asta am făcut a doua oară. Deci, mai fac o dată. 1 dublu. În următorul 2 duble. 1. 2. Deci, așa trebuie să facem de 8 ori. Da? Se vede. Facem 1 dublu, 2 duble în același loc. 1 dublu. 2 duble în același loc, 1 dublu, 2 duble în același loc. Deci eu am făcut o dată, 2, 3. Trebuie să fac de 8 ori. Așa, deci am făcut de 8 ori, acum fac 6 duble în fiecare. Deci fac 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa. Acum fac 3 duble reduse. 1, 2, 3.
Și un picioruș alunecat. Un picioruș scurt, îmi cer scuze. Un picioruș scurt. Și acum aici în vârf vom face 3 piciorușe scurte. Deci facem 1, 2, în același loc. 3. Gata. Acum facem simetrie. Cum am făcut pe partea aceasta, așa vom face partea cealaltă. Deci ne întâlnim în capăt. Așa, deci am ajuns la finish. Acum fac un picioruș alunecat. Aici, de unde am început. Așa. Acum trebuie să introduc firul metalic. Eu la frunzuliță folosesc așa, gen mai grosuț, da? Un pic mai grosuț. Așa, deci introducem firul metalic. Și lăsăm un pic mai lung. Și începem. Fac un ochi de lanț. 9 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, nouă. Așa, am făcut 9 piciorușe scurte, acum 27 duble reduse. Deci, dăm după croșetă, scoatem firul și tragem pe toate 3. Deci, trebuie să facem 27. 2, 3, 4, deci 27. Așa, deci am făcut 27 de ochiuri duble reduse. Acum facem 3 piciorușe scurte. Deci facem 1, 2 și 3. Acum aici în vârf vom face în același ochi aici, da? Facem un picioruș scurt. Un picioruș dublu redus. Așa. Și iarăși un picioruș scurt. Și vom face simetrie. Da? Cum am făcut până aici. Vom face 3 piciorușe scurte, 27 duble reduse. Și 9 piciorușe scurte. Deci ne întâlnim în capăt. Așa, deci am finisat-o. Am ajuns la finish. Cum facem cu un picioruș alunecat de aici, de unde am început? Scoatem firul. Și gata. Am terminat frunzulița, da? Deci, dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu. Și voi veni cu alte noi tutoriale. Pa, pa!